Remene Holbadi este o investigație recent apărută în România, dar nu foarte cunoscută încă în rândul pacienților. Așadar, vom discuta mai multe pe acest subiect cu doamna dr. Mihaela Buzoianu, asistent universitar la UMF Carol Davila și medic primar radiolog la Institutul Clinic Fundeni. Pentru că știu că această investigație a fost destul de intens mediatizată, mai ales de țările care practică turism Medical, cum ar fi Turcia, Austria. Aș vrea să ne spuneți pentru ce se duc pacienții români acolo, ce vor să afle în urma unui reme al întregului corp. Consider că pacienții, în general, cei oncologici, se duc în alte țări pentru această investigație. În primul rând, pentru un second opinion. Dar și pentru siguranță, pentru că la noi sistemul medical este în curs de dezvoltare încă, iar această examinare, de altfel, este destul de limitată în prezent. Și, de asemenea, mai sunt ceilalți pacienți care își fac check-up-uri sau anumite analize de rutină. Și atunci, tot pentru a exclude orice diagnostic, pledează la varianta examinărilor în străinătate. Spuneați că această examinare este limitată în România. În ce sens este limitată? În sensul că nu o găsim decât în anumite locuri, în special la privat, mai puțin în sistemul de stat, pentru că este inaccesibilă având în vedere costul și faptul că nu este decontată de către stat? Din ce punct de vedere? Um. Din punct de vedere al echipamentului medical, bineînțeles că se regăsește în centre medicale, atât în regim de stat cât și în sistem privat, dar destul de limitat, mai ales în cadrul spitalelor de stat. Bineînțeles, există aparate RM, dar nu toate sunt dotate cu echipamentele medicale care să permită această evaluare. Sunt niște antene speciale care se utilizează și în examinările de abdomen și pelvis, dar sunt necesare mai multe antene, astfel încât să cuprindă și întreg corpul uman, permițând, practic, examinarea întregului organism. Cu alte cuvinte, ce trebuie să știe pacienții e că nu orice aparat de RMN poate face scanarea întregului organism? Nu, cam cele de actualitate, cele care au ceva ani vechime, nu prea pot, nu pot, examina, nu pot efectua o astfel de investigație. La Fundeni există un astfel de da. aparat. Da. Câte examinări aveți, să spunem, pe lună de acest tip? Numărul lor este destul de redus. În general, facem screening-uri oncologice, atât whole body RM, cât și whole body CT mai frecvent efectuăm whole body CT-uri. În afară de screeningul oncologic, în ce boli este indicat un astfel de remene whole body? Rămâne tot screeningul oncologic, doar în sfera de oncohematologie. La pacienții cu mielom multiplu, în, neoplasme de, ale mai multor organe, neoplasm mamar, neoplasm de prostată, chiar și în limfoame și uh, în leucemii. Deci uh, ca screening oncologic pentru astfel de afecțiuni este foarte util. Avantajele examinării whole body reme sunt foarte multe. Uh, în primul rând, uh, este o examinare non iradiantă uh, non-invazivă, Aduce uh, foarte multe informații detaliate asupra organelor din corpul uman Referitor la pacienții din sfera oncohematologică Evidențiază determinări atât osoase cât și extraosoase uh, În cazul pacienților cu mielom multiplu Poate să evalueze gradul de, evalu gradul de infiltrare plasmocitară La nivelul măduvei osoase Poate să detecteze precoce distrugerea osoasă, fracturile vertebrale și acolo unde există un risc de prăbușire al acestora, poate să, fie, să facă diferența între, un, între o vertebr, fractură de vertebră pe patologie benignă versus entitate malignă, are rol prognostic, atât pre- cât și post-terapeutic, și poate să evalueze răspunsul la tratament. Asta referitor strict la examinarea whole body reme. De asemenea, poate să pună în evidență complicații și aici mă refer la compresii medulare sau compresii radiculare. Una din problemele care se pune atunci când se efectuează această investigație este durata ei, pentru că știm că pacientul trebuie să stea într-o poziție destul de nemișcată, să colaboreze foarte bine cu specialiștii. Cât de mult durează investigația? Așa aici mă refer clar la RME atunci când vorbim de scanarea întregului organism. O examinare reme durează de la 50-60 de minute, poate chiar și 45 de minute, în cazul în care aparatul este performant. Pentru că atunci vorbim de un aparat care scanează mult mai rapid. Iar o astfel de examinare, practic, este un screening oncologic. Dacă vorbim de un screening general pentru care pacienții mai optează. Atunci poate să ajungă chiar și la două ore, două ore și jumătate. Asta pentru că pacientul nu are o, un diagnostic pus, și atunci, în efectuând această examinare tocmai ca și control, în cazul în care se observă anumite leziuni în timpul scanării, va trebui să adăugăm alte secvențe care vor crește durata investigației. Dar există situații în care whole Holbadi se poate spune că este o investigație salvatoare de viață? Da, este o examinare care poate să salveze o viață. În ce situații ar trebui uh, această investigație, mă refer la uh, Remene Holbadi, decontată de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dacă este în momentul de față în vreun fel de decontată și ce protocoale există în momentul de față pentru această investigație? Ar fi foarte util dacă Casa de Sănătate ar deconta examinarea whole body RME pacienților oncologici. Ei trebuie să efectueze periodic evaluări post-terapeutice, astfel încât clinicianul să aibă un răspuns la acest tratament, dacă se continuă sau nu aceea schemă terapeutică, dacă se schimbă tratamentul, bineînțeles în urma raportului medical al acestei investigații. Și în momentul de față ce este de contat? Nu se decontează deloc, de aceea este și mult mai, mai puțin accesibil datorită faptului că este costisitor. Și de aceea, și pentru faptul că unitățile medicale care dispun de aceste aparate sunt destul de limitate. În centrele mari din București și din țară, cu siguranță există, dar nu în toate unitățile medicale.